Bună seara! Începe weekendul după o săptămână în care am discutat tot felul de probleme politice, probleme de administrație. Ne-am gândit că ar fi frumos să încheiem această săptămână cu o emisiune mai relaxată, o emisiune de suflet. De aceea am invitat astăzi pentru dumneavoastră o doamnă a cântecului popular sălăjan. Doamnelor și domnilor, Ileana Dăbuța Mastan, bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație, sunt pentru prima dată în emisiune la dumneavoastră, sunt foarte încântată de studioul dumneavoastră și mă bucur din suflet. Sper să mai vin pe la dumneavoastră. Vă așteptăm cu cea mai mare plăcere de fiecare dată când o să avem ocazia, vă vom invita. Este o doamnă a cântecului popular sălăjan. Din ceea ce se vede, a dus cu dânsa doar o parte din distincțiile pe care le-a primit. Diplome, premii, recunoașterea unei cariere de peste 40 de ani. Așa este. Am mult mai multe, am adus o parte din ele și vreau să zic că sunt bucuroasă de realizările mele, poate puține, multe. Mă bucur de tot ce am realizat în această carieră ca mesager sau ca slujitor al folclorului sălăjan și, de ce nu, a folclorului românesc. Ați început la Pericei, acolo v-ați născut. Da, m-am născut la Pericei, într-o comună cu oameni harnici, într-o casă cu mari iubitori de muzică și în special de folclor. Am moștenit glasul de la tatăl meu, de la bunicul din partea lui tata, care cântau foarte frumos, și tata cânta și la clarinet, la claneită, așa se spunea la noi. Da. Și ce frumos sună, claneită, nu clarinet. Claneită, da. Am învățat de la ei. Se cânta la sărbători, la tăiatul porcului, deci la diferite evenimente se făcea o masă și se sfârșea cu muzică. Și când am crescut puțin mai mare, eu și cu o soră de-a mea, care din nefericire nu mai este printre noi, Dumnezeu să odihnească, cântam împreună și în special mă punea pe mine tata, mă așeza pe masă, masa era scena. Câți ani aveați? Păi puteam să am acolo vreo 5-6 ani și mă putea să cânt. De multe ori mă trezea din somn și începeam să plâng și pe urmă tot cântam un cântecel și tata era foarte fericit și își dorea din suflet să mă vadă cântând, să am înregistrări, să cânt la radio, își dorea din suflet și din nefericire n-a apucat pentru că și el ne-a părăsit mult prea devreme la o vârstă foarte tânără, la 40 de ani. Dar a apucat să se bucure de primul meu concurs, care putea să fie cam prin clasa 6-a și am obținut, era raion și regiune pe vremea aceea și am luat locul întâi pe regiunea Cluj. Ca și copil era ceva extraordinar. Eu reprezentam raionul Zalău și are mare valoare această diplomă pentru că e înrămată de tatăl meu. Deci el mi-a pus în ramă și s-a bucurat foarte tare. Atât a apucat să bucure că pe urmă, asta era în 64 și în 65 tata ne-a părăsit pentru totdeauna. Dânsul avea o voce frumoasă, spuneți. Da. De la dânsul ați moștenit vocea, tot dânsul v-a insuflat dragostea pentru cânt. Da. Și ambiția de a face carieră în muzica populară. Pe parcurs, bineînțeles, dintre toți nepoții, am un unchi care a plecat în Germania, frate de-a lui tata, și tata m-a lăsat în grija acestui unchi, care a avut grijă de mine după ce tata n-a mai fost. Dintre toți nepoții erau 5 frați, tata și cu frații lui,
Pe mine m-a dus la școală în Zalău, deci pe mine mă iubea mai mult ca pe ceilalți. Mă gândesc eu din moment ce m-a dus la școală. M-a dus la școală din clasa 5-a la Zalău. Am stat eu un trimestru, am mai stat eu ce am stat aici și mi era foarte dor de casă și de mama la, în clasa 5-a încă eram copil. Și m-am învoit într-o sâmbătă să mă las. Te rog frumos să mă las acasă. Mi-e dor de mama, de tata, de sora mea, de toți și n-am mai vrut să vin. Deci am fugit de la școală. Ați fugit. Erați totuși prea mică în clasa 5-a să fiți departe de familie, de mamă, de soră. Da, eram departe și aveam noroc cu mătușa care îi făcea unchiul, îi făcea curte. Și mă țineam gazdă la ea, în gazdă. Și în fiecare dimineață aveam păr lung și mă pieptăna și întârzia din cauza mea la serviciu. Și în fiecare dimineață zicea, hai, scoală-te, Leana, scoală-te, că iar întârzi. În fiecare dimineață întârzia din cauza mea la serviciu. Și acum ei sunt ca și părinții mei, pentru că părinții mei nu mai sunt și îi apreciez și iubesc foarte tare. Apoi, în clasa a șasea, iar a venit și zice, totuși, hai să te duc iar la școală. N-au renunțat. N-au renunțat, da. Și m-a dus și am rămas aici și la școală. Eram la liceu teoretic, la Adi Endre, cum se numea atunci, da. Dar era și școală generală și era altă clădire în care era liceul. Și acolo a venit profesorul de muzică, Bodiș Ștefan, să-l ierte Dumnezeu că a plecat și dânsul dintre noi, și ne-a văzut pe cei care avem inclinații spre artistice ca să mergem la cor. Și eu consideram ora de cor ca o oră liberă și nu m-am prezentat odată, de două, de trei ori și am mai venit încă o dată și zice, n-ai venit la cor, fetița, zice, o să scrii în scrisoare la mama și la tata că ai fugit de la oră. Sau cânți un cântec, că avem o sărbare și o să cânți un cântec, vântuleț de primăvară și altfel nu scrie în scrisoare. Și bineînțeles că am cântat și de acolo mă ducea cu spectacol, cu formații din oraș. Vă mai amintiți cântecul Vântuleț de primăvară? Mai puțin. Mi-aduc, era un cântec așa de copii și nu... Dar cântam La Lenuța sub cerdac. Atunci? Da. Și cum sună La Lenuța sub cerdac? Poate ne puteți cânta o strofă. La lenuța sub cerdac, frumos crește un liliac, măi. La lenuța sub cerdac, frumos crește un liliac, măi. Vai, mândruțo, ce să-ți dau, liliacul să-ți-l iau, măi. Foarte frumos. Cam așa ceva. Da. Bineînțeles, cântam din repertoriul altor interpreți, de la Benone, de la Irina, până când ne-am format un repertoriu, am mai durat, am cântat Dar și noi de la alții. Era muzică de cor, acolo v-a chemat pe dumneavoastră, la cor. La cor. Cum a descoperit că aveți talent spre muzica populară? Păi ne asculta, când cântam, dacă aveai o voce mai puternică, mai așa, așa făcea cu urechea la... Și ne asculta pe fiecare și a zis, tu trebuie să cânti, zice, și am să mă ocup de tine. Și m-am dus la diferite concursuri și la diferite spectacole, erau diferite întreprinderi pe vremea aceea, Stea Roșie, UJCO, nu mai știu ce de... Și fiecare întreprindere avea formații, ba cor, ba dansuri, ba... Și mergeam așa în județ sau chiar în județul... Regiunea Cluj și mergeam cu diferite spectacole unde mă lua și pe mine și mi-aduc aminte că am mers la Someșul Rece și am cântat Strugurași cu boabe multe și
era mai mulți la care le plăcea și era un domn în vârstă, bineînțeles, și tot strugurași de la Zalău, strugurași de la Zalău. Și eram în autobuz, mă urcam pe o parte și coboream pe dincolo și dânsul iară după mine. I-a plăcut cum am cântat eu și eram copil de clasa 6-7, știu eu, eram chiar mică. Ați avut primul fan. Da, da. Primul dumneavoastră fan. Da. Și așa am început. După care, mai târziu, și după ce luam un premiu, așa cum l-am luat, se făcea un careu în curtea școlii și cu cei de la liceu și cu școala generală, așa, și acolo primeam felicitări și primeam premii și era rușine că eram scoasă acolo în careu. Era scoasă în față. Da, eram scoasă în față și parcă mie mi-era rușine, deși era o cinste, dar pe vremea aia nu-mi dădeam eu seama. Ați devenit foarte repede vedeta școlii? Da. Erați singura care cânta? Eram singura care cântam, deși colega mea și Sălăjeanca noastră, Sava Negrea Mrudașcu, ea nu cânta când era în liceu. Deci cântă foarte frumos și are o carieră extraordinar frumoasă. Ea nu cânta. A fost la același liceu? Exact, da. Ea a terminat cu un an înaintea mea și ea n-a cântat în liceu. Ea, după ce a terminat liceu și a fost studentă. Interesant. Da, și eu m-am mirat. A fost un fel de, nu știu, acumulare de experiență pentru dumneavoastră perioada respectivă. Da, pentru că era cineva care să mă îndrume, să îmi dea un sfat, pentru că altfel puteam să cânt eu frumos, dacă nu te observă cineva sau nu te îndrume cineva, toată lumea are nevoie de cineva ca să... Un mentor. Un mentor, da, ca să îți dea un șut, să zic, să mergi mai departe. Și asta s-a întâmplat și la Pericei, pentru că și acolo aveam o învățătoare, doamna Meseșan, mama lui doamna doctor Bogdan, da, care... tot de acolo se trag din Pericei și dânsa era directoare de cămin și participa la diferite concursuri la tot ce era atunci pe vremea aia, chiar dacă veneam de la școală din Zalău, dar participam la toate concursurile comunei. Când ați participat la primul concurs important? După ce am terminat liceul, pentru că am întâlnit iară oameni care m-au sprijinit, pot să spun, aici nu era școală populară de artă, deci să faci canto, să-ți dezvolți calitățile, așa. Era, și m-am plecat la Baia Mare, am întâlnit pe domnul Buciu, Valeriu, care se trage tot din Sălaj, din Meseșeni, și dirijorul Viman Alexandru, cu care am realizat unul dintre CD-uri și au zis ce, pentru că ai calități vocale, acest dirijor a cântat la nuntă la unchiul meu și eu eram cam prin clasa 6-a și a cântat acolo și m-a pus și pe mine unchiul să cânt un cântec la nunta lui. S-a mândrit cu dumneavoastră, da. Știa că puteți. Da. Și Viman m-a așezat așa pe brațe și m-a pus să cânt un cântec. Și ne-am întâlnit după ani și ani, când eu deja terminasem liceu. Și ce ar fi bine, zice, să vii la Școala Populară de Artă, la Baia Mare, și noi o să te sprijinim să... poți să și muncești undeva, pentru că dacă tata nu mai era, trebuia să mă întrețin singură. Și am mers la Baia Mare, mi-a ajutat să-mi găsesc un serviciu, m-am dus la Școala Populară de Artă și acolo am activat la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde era dirijor Viman Alexandru, care mai târziu a făcut înregistrare pentru o aproape tot Ardealul, a făcut registrări în Electrecord, în radio. Și
am mers la Baia Mare, deși unchiul meu, care a avut mare grijă de mine, n-a vrut să dea voie să mă duc la Baia Mare, că dânsul considera, deci din grija care mi-o purta, și eu nu gândeam atunci așa, eu vroiam să cânt și zice, nu știu dacă pot să trăiești din, să-ți faci o carieră din cântat. Dânsul de bine, că vroia să nu am eu vreo problemă, așa. Și dânsul n-a fost de acord să plec. Și atunci am vorbit cu mama mea, să o ierte Dumnezeu și pe ea, că nu mai este printre noi. Ea a fost de acord și am plecat fără voia lui unchiul, deși dânsul era ca un tată și mi este și până acum. Am plecat și bine am făcut, zic eu. Că după ani și ani, acum când îi spun unchiul, dacă eu te ascultam pe dumneatale, stăteam și eu într-un birou, nu știu ce, munceam și eu ceva, că, mă rog, fiecare ne găsim un serviciu, dar... Nu mai era Țileana Dumuța Mastan, da, pe care o cunoaște, da, toată lumea. Păi zice, acum mă îndresc cu tine și... Da. Uneori e bine ca părinții să mai asculte de copii. Exact. Da. Și... După ce am terminat Școala Populară de Artă, bineînțeles că unchiul tot nu m-a lăsat acolo. Am stat 3 ani de zile până am terminat școala și m-a transferat cu serviciu, că eu aveam un serviciu la întreprinderea de legume și fructe în Baia Mare și m-a transferat aici la Zalău, tot la întreprinderea de legume și fructe și am stat vreo 2 ani de zile și între timp a apărut acest mare festival, Maria Tănase, prima ediție. În ce an se întâmpla? În 1969. În 1969, atunci a fost prima ediție a festivalului, exact, Maria Tănase. Da. Când a urcat pe scenă Ileana Dumuța. Da, m-am prezentat la acest concurs și mi-aduc aminte că la ILF aveam pe domnișoara Anton, era șefa mea de birou, la planul organizarea muncii lucra și a zis, e păcat să nu te duci. Și mă ducea la ea acasă și mă așezam în fața oglinzii și ce cântece o să cânți. Și trebuia neapărat să cânt o doină și un cântec mișcat. Și am cântat în fața oglinzii ca să-mi văd mimica și așa. M-a ajutat foarte, foarte mult. Și am plecat la festival, unde am luat premiul special al juriului și am luat și premiul special al Consiliului Județean al Sindicatelor. Și am venit bucuroasă acasă, asta era în 69 și în 70 s-au înființat primele, deci orchestrele din țară a sindicatelor. Deci în toată țara am participat la un concurs unde a fost un juriu foarte, foarte sever, era și Ionel Budișteanu și... Deci un juriu foarte competent, vreau să zic, și am intrat din... cu succes și din 70, pe urmă, ne-am continuat cariera și, da, am trăit din cântec. Ați trăit din cântec după aceea, pentru, da, că în anii respectivi s-au înființat, dacă bine mi-am notat eu aici, ați devenit cântăresc profesionist în 70, când, da, s-au înființat orchestrele populare pe lângă casele de cultură. Da, pe lângă sindicate, da, pe lângă casele de cultură a sindicatelor. Da, și am participat la foarte multe spectacole. Aveam, pe vremea aceea, aveam plan pentru 20 de spectacole pe lună. 20 plan, de spectacole pe, da, lună. Da, deci plan de realizări și plan de spectacole. Aveam 20 de spectacole pe lună. 4 săptămâni, cum le împărțeați? Aveam și câte 2 spectacole într-o zi sau chiar 3 duminica. Și unde le organizați? Doar pe scena Casei de Cultură? Nu, sau? În toată țara. În toată țara? În toată țara. Deci cu această orchestră am cutreierat țara în lung și în lat și dădeam spectacole
Mai ne luam colaboratori, dar era când nu ne luam colaboratori și aveam numai soliști din zonă și aveam un succes fantastic. Venea lumea la spectacol, erau dornici de spectacol, mergeam în Banat foarte mult. Erau zone unde știau să aprecieze mai mult muzica ardelenească, ardelenească sau în general. Că da. Aveam zone, poate chiar și la noi, în Sălaj, până să obișnuiești publicul să vină la spectacol. Să... Nu că nu le-ar fi plăcut, dar trebuia să faci să le placă. Sau nu erau atâtea televizoare și atâtea emisiuni. Oamenii ieșeau mai ușor la spectacol, poate și pentru că nu aveau alternative, dar cred că iubeau mai mult folclorul atunci. Și acum iubesc, dar acum sunt atâtea programe la televizor încât zice, uite-te, stau acolo, sau poate li se pare că e prea scump, că lumea... Din perioada aceea, vă mai amintiți cu cine ați cântat pe scenă? Nume mari ale folclorului? Noi colaboram ca să ne facem planul, că trebuie, aveam plan nu numai de spectacole, că și de realizări, că era cam autofinanțare. Și ne luam întotdeauna colaboratori foarte cunoscuți, actori, interpreți foarte cunoscuți, de a zic că am colaborat și am alături de mari interpreți, Felician Fărcașu, care e mort, nu știu să zic, 20 de ani, e puțin spus, n-aș putea să zic, că aveam un turneu în Deva și trebuia să vină la spectacol și pe când am ajuns, am văzut la Casa de Cultură un doliu și murise Felician Fărcașu și noi am fost la mormântare în loc să fie la spectacol. Am colaborat cu Sofia Vicovianca, cu Laura Lavric, cu mari actori, cu Stella Popescu, ei cu Arșinel. Ei încă de atunci erau foarte, foarte cunoscuți, dragi publicului. Da. Cum v-a primit pe dumneavoastră ca începătoare? Erau foarte modești. Pe cât erau de mari artiști și actori, Florin Piersic. Păi, așa parcă ne-am fi cunoscut din totdeauna cu Ana Seleș și chiar veneau împreună. Chiar am fost foarte încântată că Ana Seleș a dormit la mine acasă și Draga Olteanu a dormit la mine acasă. Am amintiri foarte frumoase de la ei, autografe și am, de la Draga Olteanu, am un tablou, a venit din București cu un tablou înrămat și am amintire de familie cu dedicație și l-am pus la loc de cinste. Se purtau foarte frumos. Și de câte ori a mai venit după ce colabora cu noi, venea Draga Olteanu cu alte formații, mă duceam că îi plăcea să mănânce ceapă, cârnați și să bea o gură de palincă de zală și mă duceam și îi duceam la Casa de Cultură și... Da. Cu Jean Constantin, cu Zaharescu, cu Demrădulescu, cu toți mari actori, ca să ne facem planul, bineînțeles că ne luam și noi artiști pe măsură și se purtau foarte frumos cu noi. Ba, mai luam, pentru că noi mergeam în toată țara și unde era o comunitate maghiară, cum era în Covasna, în zona aia, și luam colaboratori din Ungaria. Foarte frumoasă. Da, și am amintiri foarte frumoase, deci cu mari actori, cum ar fi Covace Apolonia, care ea e născută în România, a fost mulți ani în Oradea, dar, pe urmă, a trăit în Ungaria, Modoros Cotolin, Gal, Gabriela, deci foarte, foarte mari artiști și eu, pentru că m-am născut în Comuna Pericei și am învățat de copil limba maghiară, nici nu știu cum am învățat, că mi-ar fi plăcut să pot învăța și engleza tot așa.
Copiii prind repede și dacă da, ați avut prieteni aproape, vecini apropiați. Aveam vecinii mei, nu, erau maghiari, aproape toți erau și am învățat de copil. Și eu prezentam spectacolul în limba maghiară, îmbrăcată în costum unguresc și, pe urmă, cântam folclorul nostru. Am amintiri foarte plăcute și frumoase. Când ați simțit, când a fost momentul în care ați simțit că ați devenit o vedetă de muzică populară? N-aș putea să zic, e prea mult spus vedetă, dar consacrarea mea sau când am simțit că într-adevăr aș putea să trăiesc din asta sau nu neapărat să trăiesc, că aș putea să fac munca asta, după festivalul de la Maria Tănase, pentru că după aia au venit prima filmare care se făcea în direct, nu e ca și astăzi că... E, noi suntem în direct astăzi. Da. Deci... prima întâlnire a dumneavoastră cu televiziunea a fost la o transmisiune în direct. Da, în 69 am și telegrama. Chiar vreau să vă întreb ce este cu acea telegramă. Este un document până la urmă. Este un document din 69 în urma festivalului și toți laureații am fost invitați la o emisiune la București, așa, pentru laureații festivalului Maria Tănase. Și cum nu erau telefoane, ce era la consiliu, la primărie, la știu eu, era la poștă un telefon cu telegramă. Am fost anunțată, mă prezint pentru filmare și de atunci, deci asta a fost din 69 prima mea apariție la TV. Da. După care a urmat, am mai prins emisiunile la televiziune în direct și cântat live în direct. Foarte puțină lume ajungea la televizor atunci. Erau foarte bine selectați oamenii care ajungeau acolo. Așa este. Era și când făceai o înregistrare în radio, păi nu aveai voie să cânți orice, nu aveai voie să, mai ales pe vremea lui Ceaușescu, nu aveam voie să spunem de doamne, de așa, era foarte... Era cenzură și la texte. Era mare cenzură. Și probabil că și acum ar trebui să fie o ușoară cenzură. Cenzură la texte, la da, texte, pentru că părerea mea. Bun, diferența e că atunci era o cenzură impusă, iar acum ar trebui să fie o autocenzură. Exact. Da, sau cenzura bunului simț. Da, da. Zic că a fost și lucruri foarte bune care s-au făcut. Ce că... cântați în perioada aceea? Bun, nu era voie cu Doamne, Doamne, bănuiesc că nu aveați voie să cântați colinde. Da, și mai mult aparițiile la televizor rar era când apăream, deci o perioadă apăream și fiecare singur, dar în grup. Cântam câte un cântec în grup, de Revelion, de știu eu, câte 100 de, da? Câte 100 de interpreți și cântam în grup, că n-aveam voie. De ce trebuia să cântați în grup? De, era să n-apărăm individual? Da, individual avea voie numai doamna Elena și... Să nu fiți, să nu iasă o femeie mai frumoasă decât Elena Ceaușescu. Da, nu știu, cred că da, nu știu, dar da, a fost o perioadă ciudată pentru toată lumea, nu numai pentru noi. Și mi se pretindea să cântăm texte de viață nouă. Și am cântat și noi, deci cine spune astăzi că păi n-am fost membru de partid sau n-am contribuit, păi așa au fost vremurile, că te-au obligat ca să cânți la radio, cântai de Țara mea, de... Celui mai iubit fiu al poporului. Exact, da, și am cântat și eu și aproape toată lumea. Avem înregistrări în radio, deci nu... Așa era și acea sarcină de serviciu exact ca planul exact pe care trebuia, da, să-l faceți cu 20, da, de concerte. Pentru că toată lumea trebuia să trăiască și altfel nu apăreai nicăieri.
Oricum, și... a fost o perioadă foarte lungă de regim comunist. Practic, dumneavoastră nu ați cunoscut o altă variantă de a trăi, o altă structură socială. De fapt, da, și eu, pentru că soțul meu a lucrat în poliție, eram frustrată de anumite drepturi, deci nu puteam pleca în străinătate. În grup, da. Deci, cu grupul am fost plecată, știu că după căsătorie, în 73, prima mea plecare, deci luna de miere mi-a făcut-o singură în Olanda, pentru că a fost prima ieșire în străinătate în 73. Deci, cu ansamblu puteam să ies, dar singură nu. Până la Revoluție am încercat de foarte multe ori. Aveam invitație pentru... În nume personal. Da, pentru America și n-am reușit doar în 90. În 90, deci după Revoluție, am fost primul ansamblu care am plecat în străinătate, în Franța. Asta era în ianuarie, cu ansamblu... Prolisul, după care ne-am întors acasă și am primit viză de America și în martie am plecat în America, dorisem foarte tare să ajung acolo și în sfârșit am ajuns, da. Și atunci am fost primul ansamblu care am ieșit în străinătate și am mers la un meci de fotbal în Franța și am cântat pe stadion unde au jucat România cu Franța și Rahagi erau... Da, era generația de aur. Era generația de aur, da, și noi am cântat înaintea meciului, am cântat... Pentru românii care au venit exact, la meci. Exact, și am făcut succes frumos acolo, că noi românii, doar dacă ne îmbrăcam în costumele populare care sunt atât de viu colorate și de frumoase și când dansurile noastre care sunt de o virtuozitate și extraordinară frumusețe. Și frumusețe și instrumentiștii care au mare succes în străinătate, cuceream publicul. Deci, indiferent de ce naționalitate. Exact, era. Exact. Să revenim în 1973, momentul în care v-ați căsătorit. Cum l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră? L-am cunoscut la un festival pe dansul femeiesc care se ținea la Popasul Romanilor. Da. Da. Și acolo eram tot era fetele om de care... ordine? Era polițist? Era tânăr absolvent de școală în 72, venise repartizat în Zalău. E sălăjan și el e din Poarta Sălajului. Din Poarta Sălajului, da. Da. Dar terminase în 72 și asta se întâmpla în 73 și noi la ansamblu eram mai multe colege, toate necăsătorite, că eram tinere pe vremea aceea. Ansamblul era nou, de 3 ani înființat. Da, da, da. Și a venit-o la Popas, ne-am așezat să mâncăm la o masă acolo și a venit o spătară și mi-a dat un bilet, mi-a pus un bilet pe masă și colegele mele, care și ele erau necăsătoriți, zice, da, sigur sunt al lui Ileana, zice, biletul, zice, da, zice, cu siguranță, zice el, pentru domnișoara Domuța. Și m-am uitat eu acolo, pe bilet, și scria că în eventualitatea că vreți să ne cunoaștem, nu știu ce, vă aștept așa și se semnează albastru, pentru că era în uniformă, îmbrăcat în uniformă. Era în timpul serviciului. Și a avut și curaj să abordeze. Deși nu e așa de vorbăreț, dar a avut curaj. Și m-am uitat eu și mă gândeam, mă, poți să aștepți tu când o să-ți răspund eu la bilet? Da. Și a văzut că nu primește niciun răspuns. A venit un fost coleg de-a lui de școală care cânta și el cu noi.
de clasă chiar, după care noi le-am fost nași. Despre cine și, este vorba, cunoscut? O persoană cunoscută? Nu mai cântă acum. Nicolae Lungu îl chema, dar nu mai cântă. E preot în Timișoara. Nu mai cântă. Aveam colege aici pe domnița Saba Dâșpop, care e din Badon. Aveam pe Ana Hosu, care face emisiuni la o altă televiziune, Elena Moldovan Barz, aveam Borhidan, aveam mulți, Vasile Moldovan, care nu mai este printre noi, dar a lăsat niște cântece foarte frumoase, așa? Cucule de la Sălaj, parcă tot de el este cules. Ceteră din sat are, da, probabil că el a lăsat niște cântece, sau Ios Fecior de Sălăjan, deci prima dată l-a cântat Vasile Moldovan, da. Și pe urmă l-a preluat Dinu, care îl cântă foarte frumos și zic că și el s-a lansat unul dintre șlagările care l-a consacrat pe Dinu. Și așa ne-am cunoscut acolo și a văzut că nu primește niciun răspuns, a venit să mă întrebe acest coleg al lui, zice, păi nu-i dai niciun răspuns, și eu nu știam de unde știi tu că eu trebuie să dau un răspuns la vreun băiat, și m-a așteptat când am să urc la scenă, a venit și a zis, zice, domnișoare, succesele de rigoare, vă aștept după ce cântați, și m-a așteptat și așa ne-am cunoscut. V-a plăcut? V-a plăcut uniforma sau persoana? Nu mi-a plăcut uniforma, chiar că nu mi-a plăcut niciodată uniforma, deci nu-mi doream, dar poate că așa mi-a fost rânduit. Asta a fost soarta. Asta a fost soarta, că nimic nu e întâmplător. Și în același an v-ați și căsătorit? În anul următor, asta era prin concursul pe la sfârșitul august-septembrie, așa? Și în anul următor, în iulie, ne-am căsătorit. În martie ne-am logodit și în iunie ne-am căsătorit. Foarte repede s-a mișcat soțul dumneavoastră. V-a convins așa de repede? Da, într-o luni de zile eram căsătoriți. Iar copilul a venit când? După un an jumate. După un an jumate. Este singurul copil 74, da. Singurul copil. Îmi pare rău acum. Spuneați într-un articol de presă că este primul și cel mai important moment din viața dumneavoastră, nașterea copilului. Păi, eu zic că cel mai frumos eveniment și cel mai frumos dar, pentru că am spus că s-a născut în data de 5 decembrie, mi l-a dus Moș Nicolae. Da, da. Cel mai frumos cadou, nu? Nu putea să fie un dar și mai frumos? Și pus numele Sfântului? Sau? Păi nu i-am pus, că eu eram așa de pregătită că o să fie fetiță, încât nu m-am gândit la niciun nume de băiat. Și cum vroiați să o cheme pe fetiță dacă era fetiță? Alina. Alina. Alina, îmi doream și îi puneam Ileana sau îi puneam Maria ca să aibă, să se sărbătorească, și e un nume românesc sau Ana sau nu știu, dar Alina, îmi plăcea mie Alina, așa i-am pus Alina Alexandru, ca la taică-său, deși trebuia să-i pun Nicolae, pentru că bunicul meu era... La mulți ani, pentru că este Sfântul Alexandru astăzi. Da, exact, să-i spun și eu din tot sufletul la mulți ani. Aveam bunic, deci bunicul din partea lui tata era Nicolae. Dar nu m-am gândit o clipă atunci, nu știu. Nu că eram dezamăgită, dar nu eram pregătită eu de... Și am zis, hai să fie ca taică sau Alin, că îmi plăcea mie Alina. Și să fie ca taică să se bucure, că cu siguranță s-a bucurat. Că a avut fecior. Că, da, și poartă numele, că așa la bărbați le place să ducă numele mai departe. Mi-aduc aminte că și eu când m-am născut, pentru că sora mea e mai mare, tata și-a dorit din tot sufletul băiat să-i poarte numele. Nu prea s-a uitat câteva zile la mine, după care am devenit fata lui tata, că eu semănam cu tata, sora mea semăna cu mama și era fata lui mama și eram fata lui tata. De aceea ați și ales să vă păstrați și numele de fată?
Păi da, pentru că în acte nu. Pentru că nu știam, nu eram informată pe vremea aceea că aș putea să-mi păstrez numele, că mi l-aș fi păstrat cu siguranță, dar măcar așa mi-l păstrez prin cântec și tot e un lucru bun. A fost greu momentul Revoluției pentru... Atunci s-au schimbat foarte multe lucruri. Atunci s-a și distanțat publicul de muzica populară. Da, mi-aduc aminte că soțul meu lucrând în poliție, noi am cam avut mici probleme. Mai mult frica, vreau să zic. Și că eram la ansamblu și ne-a obligat să mergem să colindăm. Ne-am urcat la balcon la Consiliul Județean și ne-am început să colindăm. Unii ne aplaudau, colindau cu noi, alții ne fluierau. Și eu, cum eram soție de... Milițian atunci. De milițian. Da. Așa m-am dus prin spatele clădirii și am mers acasă, deși nu mi-a avut nimeni, nu mi-a avut treabă și nici la soțul meu. Dar existau atunci tot felul de povești că vânați cei care fac parte din securitate, din miliție, din armată, ceva, erau tot felul de povești care instaurau un fel de frică, de stare de frică. Era o stare de frică pentru că mi-aduc aminte că Crăciunul nu mi l-am făcut acasă. Unde ați fost? Am făcut la o familie prietenă de maghiar de aici, din oraș. Pregăteam acolo și eu să fac sarmale și tot cu frică, cu nu știu ce. Soțul meu plecase și n-am mai venit acasă vreo 3-4 zile, nici nu știam unde-i. Nu știați ce s-a întâmplat cu el? Nu, doar auzisem că i-ar fi găsit arme în portbagaj și că mașina i-ar fi la unitatea militară și nu știu ce. Era o poveste, că nu era nimic adevărat. Doar așa, a vorbit unul aiurea și atunci toată lumea. Și eu, să mă pregătesc și eu. Și la un moment dat am plecat de acasă că ne-a transmis soțul meu, bă, nu știu cine, să plecăm de acasă. Și am plecat și ne-a făcut Crăciunul la prieteni de familie. La prieteni de familie. Și mama mea și cu sora mea, disperați, că nu erau atâtea telefoane, nu răspundeam la telefon, nu știa ce se întâmplă cu noi și am reușit noaptea să-i dăm telefon, să-i dau, să-i spun că suntem bine și că o să ne întâlnim când putem. Acum, privind retrospectiv perioada de dinainte, de 89, și ce a fost după 89 până în ziua de astăzi, care perioadă v-a plăcut mai mult? Nu aș putea să zic că am dus lipsă. E adevărat că nu găseai atâtea produse, că nu găseai cafea numai cu cunoștințe, că nu găseai nu știu ce, dar nimeni n-a murit de foame. Și probabil că dacă ne mai lăsa să și ieșim în exterior și o puțină mâncare mai multă, nu era nicio problemă, zic eu, nu știu, părerea mea. Pentru că și acum găsești de toate și poate multă lume e săracă și chiar... Nu-și permit. Găsești de toate și multă lume nu-și permit. Și mă gândesc întotdeauna când... sunt care au o pensie așa de mică și dacă se fac scumpiri sau știu eu, nu mă gândesc la mine, că e și păcat de la Dumnezeu să mă gândesc că noi o ducem rău, o ducem acolo, la mijloc, dar suntem bine, dar sunt care o duc foarte greu și întotdeauna mă gândesc la cei săraci și la cei bolnavi și am multe regrete din partea. V-am întrebat asta pentru că dumneavoastră aveți un nepot. Da. Un nepot care, nu știu, viitorul, așa cum îl vedeți dumneavoastră din ce se întâmplă acum, ați fi dorit o lume ca cea de dinainte sau credeți că o să fie bine pentru nepotul dumneavoastră așa cum este acum?
Eu mă gândesc că până o să crească el, adică tot sperăm de 20 și ceva de ani și îmi pare rău că și copilul meu, să zic, că duce tot așa o viață care poate și-ar fi dorit altfel și toată lumea, zic eu. Tot speram la să fie mai bine, dar tot speranța mare ultima și mă gândesc că pe când o să crească nepotul, probabil se vor mai schimba lucrurile, eu știu. Că altfel ei o duc bine pentru că au alte posibilități, că au părinții alte posibilități față de cum aveam noi, nu? Zic, cum am rămas orfană de tată, mama a rămas văduvă la 39 de ani. Nu s-a mai recăsătorit niciodată. Și a fost foarte greu să ne crească și să ne dea o educație exact atunci când noi aveam mai mare nevoie. Fiul dumneavoastră sau nepotul vă moștenește pasiunea pentru muzică? Fiul meu, de mic l-am dat la vioară și nu i-a plăcut. Mama tot scârți pe corda mi, scârți pe corda la. Și a făcut până în clasa 8-a, dar a zis că el nu face asta. Muzică. Și avea și calități vocale. Profesorul de muzică, Ionovici Ștefan, care era profesor de vioară, a zis că ar putea să facă canto, pentru că și soțul meu cântă foarte frumos. Are o voce de... lui nu trebuie microfon. Are o voce puternică și da. Dar nu i-a plăcut și nu l-am obligat. L-am lăsat să-și aleagă ce-și dorește el. Nepoțelul meu, în schimb, am încercat să... să-l duc la dansuri, să-i zic, uite-te, ar fi bine la dansuri populare și, într-adevăr, e la dansuri populare de vreo 3 ani. De zilele Zalăului am fost colegi în direct și chiar l-am văzut pe scenă pe nepotul dumneavoastră. Colegi de scenă, zice, de la Ileana, zice, Nana, am fost, zice, colegi de scenă, zice, acum aș fi, era fericit, eram și eu fericită. Și are și calități vocale, l-a depistat și doamna învățătoare și l-a trimis la un concurs, n-am vrut să-l oblig, dacă el vrea să cânte bine, dacă nu, nu. Și l-a depistat doamna învățătoare și a zis, uite-te, este un concurs la Cehu și ar fi bine să înveți două cântecele și într-o săptămână am învățat două cântecele și ne-am dus la concurs, la Cehu. Bine, n-am luat noi mare premiu, dar s-a prezentat frumos. E un început, da. Și l-am învățat două cântece, Ios Fecior de Sălăjean și încă un cântec, Strugurași cu boabe multe, care l-am cântat eu. Da, când ați fost exact, la primul spectacol important. Și a plăcut și lui foarte mult. În această primă parte ne-am axat mai mult pe povestea vieții Ilenei Domuța Mastan. Revenim în partea a doua ca să vedem și de unde își trage bogăția repertoriului. Revenim după pauza de publicitate.